Ziua, dragilor, și bun este la întâlnire cu Prof. Online. Nu? Așa ne începem noi treaba, Ștefania. Frate, s-a lipit de grup și Cristina. Pornim la treabă, că nu-i timp de pierdut. Asta facem de fiecare dată. Deci tema pentru acasă. Tema pentru acasă. Clasa a 5-a. Da? Clasa a 5-a. Și Ștefania știe, Cristina, deci ați anunț colegii că în perioada asta cât suntem aici, se face transmisiune direct. Deci avem televiziunea Prof Online TV, ei accesează, tastează Prof Online și se intră în pagina mea și de acolo dau click pe Prof Online TV. Este un televizor acolo, se dă click acolo și se intră în direct încât ei se pot vedea tema liniștiți, da? Așa. Tu mai le spui asta și prietenilor tăi, și la alte clase și mai departe. Poftim. Ștefania. Control. Da? Aflați două numere naturale, dacă suma lor este 33, iar diferența lor este 41. Aflați numerele știind că... Știind... A plus B. Că... A plus B, suma lor este... 303. Iar diferența lor, A minus B, este? 41. Cine sunt numerele? Cine este A și cine este B? Asta e povestea. Da. Avem vreo idee? Deci aflăm cele două numere, știm că suma lor este asta, da, și diferența lor este asta. Am putea să facem 303 minus 41. 303 minus 41. Ca să avem... Deci A plus B, deci cele două numere, A și B adunate, fac 303, da? Da. Și dacă le scădem, tu crezi, avem două segmente. Care sunt cele două segmente? Te gândești să reprezentăm prin segmente pe A și B, da? Deci ăsta este A-ul. Și ăsta este B-ul. După cum ne dăm seama, B-ul e mai mic decât A-ul. Din ce motiv? B-ul din A scădem pe B. Ca să poată să fie posibilă, descăzutul de să fie mare ca scăzătorul. Și eu l-am reprezentat acum pe A, un pic mai mare decât B. Da? Deci A și cu B la un loc. A și cu B. Adică dacă lângă A mai pun pe B aici, asta e suma. Am pus de aceeași mărime, da? A plus B este atât. Mai știm că A minus B, deci dacă din A scad pe B, din A, cât este asta de aici, scad pe B, deci B-ul, scad, rămâne aici porțiunea asta cât este de 41. Așa spune, că din A tot, adică din tot segmentul ăsta, am scăzut pe B, iată, am spus că pe B, rămâne doar 41. Iar A plus B, ăsta tot în total, așa, cât este? 303. Cum să fie? Tu spui să scădem din ăsta tot pe 41? Dacă le-aș aduna pe A plus B-ul ăsta și cu 41, ce reprezintă 41? Tot A-ul, da, minus B. Deci 41 ăsta reprezintă A din A scăzut B.
Ăsta este 41. Da? Deci, dacă din A tot scad pe B, asta e 41. Și dacă adun la toată suma asta, 303, îl adun pe 41 ăsta, ce se obține oare? Pe 41 ăsta, care îl adaug, n-am să-l pun aici, ci ar să-l pun în continuare. Da. N-are rost aici, că ăsta e A-ul. Da? Deci dacă îl adun în capătul sumei pe 41, cât de mare va fi ăsta? Dacă A minus B este 41, atunci numai A cât este? B plus 41. Ia gândiți-vă. Dacă A minus B este 41, atunci descăzutul cu cine este egal? Descăzutul este egal cu rezultatul scăderii la care mai pun pe B. Uitați. Hai să luăm un exemplu practic. 7 minus 3 egal cu 4. Așa este, da? Da. Atunci 7 cu cine este egal? 7 egal cu 3 plus 4. Nu? 7 este 3 plus 4. Asta înseamnă că de aici aș putea să înțeleg că A din asta, din prima relație, ar rezulta că A este egal cu, spuneți voi? A egal cu 41. Și 1 plus B. 41 plus B. Și cu A-ul ăsta știut, hai să mă duc aici. În prima relație, când l-am scos pe A de unde? Din prima, din a doua, da? Da. A mi-a dat cât 41 plus B. Și cu A-ul ăsta mă duc sus. Și nu de A cât să pun? În locul lui A de aici. 41 plus B. 41 plus B, da? Da. Deci scriem A, A plus B egal cu 303. Și cu dedesubt adăugăm că A egal cu... Scriem chestiile astea. A egal cu... Tu de ce nu scrii? Scriu și eu... Sigur că da, e matematica asta ce facem. Da? E matematică, nu e altceva. Iar când voi trece la tine, face același lucru. Deci A egal cu 41 plus B, da? Din relația a doua. Și acum ce facem? Unde îl vedem pe al sus, punem câte locul său. 41 plus B. Și atunci ce devine asta? Asta e echivalentă cu, dictează-mi, te rog, ștai pe armia. Echivalent cu 41 plus B. 41 plus B plus B, sigur că da. Egal cu 303. Dar nu mai putem scrie 2 ori? Sigur că da, nu o să lăsăm așa. Deci vine 41, vorbește-te-l, contul, bă. 41 plus 2 ori B. Egal cu 303. Adică acum să scădem din 41 din ambii membri, știi? Treaba asta, minus 41, așa, ce devine? Echivalent. Contu-mă. Așa. 303 minus 41. Sau 2B egal cu, hai să luăm așa, da? 2B. 2B egal cu 303 minus 41. Ce ce înseamnă echivalent? Echivalent cu 2 ori B egal cu... 2 ori B egal cu... 363. Da, din 363. Scăzăm pe 41, cât face? 262. Deci egal cu 262. De unde rezultă că B simplu va fi egal cu, dacă 2B este atât, un singur B? 262. Așa? 262 împărțit la 2. Care înseamnă? 262 împărțit la 2, înseamnă 2 în 2 odată, 2 în 6 de 3 ori, și 2 în 2 odată. Și deci cât este B-ul? La încă este B. Deci era întrebarea, cine e A și cine e B? Dar pe B l-am găsit, e 131. Cum l-aflăm pe A acum? Pe A
A plus 131 egal cu 300, cu 260, nu, cu 303. Sigur că da. Sau ne ducem unul deodată, că A e egal cu 41 plus B. Că aflăm, că B îl știm. Deci B este 131, iar de sus spunem că A este egal cu B plus 131. Ceea ce ar însemna că A-ul va fi egal cu B-ul care l-am găsit 131 plus 131 plus 41, nu plus 131. Așa. Da, păi nu mai să greșesc. Eu sunt gură cască, na? Și tu ești atentă și voi amândouă să te atentă. Domnule, nu se poate plus. Că B-ul este 31. Și forma cum spune? A egal cu 41 plus B. Da? Deci B plus 41, ca a e comutativă, și egal cu 131 plus 41, și cât face? Egal cu 172. Așa bine? 1 și cu 1, 2, 4 și cu 3, 7. Deci B egal cu 172. Aș vrea, Cristina, să te obișnuiești. Suntem aici la tablă. Ne uităm în căiețel și, uite, să urmărești pe Cristina ce face. De Cristina, pe Ștefania. Ștefania îmi dictează mie, dar el nu ridică capul de pe căiețel. Dar fiecare scrie, se uite la relațiile de acolo care le are în căiețel și merge în ritm cu mine. Dacă spun prostii, atunci interveniți, da? Deci, iată că am găsit A-ul cât ca și răspuns. A-ul 172. 172 și B-ul este? 131. Iată cele două valori, am răspuns la întrebare. Hai să vedem care a fost tehnica. Deci, practic, ne-a dus la a doua relație. Și fiindcă A minus B este 41, descăzut, e egal cu 41 plus B. Și cu B-ul, cu A-ul știu, ne-a dus sus. Și în loc de A-l zis 41 plus B. Și-a apărut 41 plus 2B, e zis foarte bine, de 2B, factorul este 3. De unde un termen, dacă adunarea e atâta, un termen înseamnă ce? Din 303 scădem termenul celălalt. Adică 2B-ul a fost cât? Practic, 303 minus 41. Ca să scăză 41 și din stânga și din dreapta. 41 minus 41 a fost 0 și a rămas numai 2B. Și de aceea, iată, 303 minus 41, care înseamnă 162. Împărțit la 2, 131. Și am aflat pe cine? Pe A? Pe B mai întâi. Și cu B-ul știut, ne-a dus și l-am aflat pe A. Mai putem să facem într-un alt mod? Le scriem din nou relații. Deci, metoda a doua. O altă idee. Scrie din nou A plus B egal cu 303 și A minus B egal cu 41. Deci o altă metodă. Tu, Ștefanie, mi-ai spus să le scădem. Eu aș spune să le adunăm. Le adunăm pe amândouă. Cei din stânga și cei din dreapta. Egalitatea se păstrează. Adică vine A plus B plus a doua la A minus B egal cu, da? Deci am adunat. Da. Membru stâng. Egal cu 303. 303 trebuie să vorbești plus, plus 41. Care înseamnă echivalent cu? 4. B cu B se reduc. Că B scăzut B. A, da. B și B scăzut B. Să termin acum. Și mă zic ce? 2 ani. 2 ore. 2 ore. Egal cu? Egal cu 344. De un singur, un singur A va fi egal cu, dacă de două ori fac atâta, Cristina, cu cine va fi un singur A? 344. Da. Împărțit la 2. Împărțit la 2. Hai, te rog să faci împărțirea. 2 în 3 se cuprinde o dată. Așa. 4 în 2 se cuprinde de două. Nu, pe rămas un restul, nu înapoi. 3 minus 2, 1. 14. Covărâm pe 4, 14, 2 în 14. 2 în 14 se cuprinde de 7 ori. Da. 7 ori 2, 14. Covărâm pe 4, 2 în 4 se cuprinde de 2 ori. Deci 172. Toate astea trebuia să o faci simultan. Tu să te cu căițelul, cu capul pe căițelul tău, lucrai, da, și vorbești și lucrezi. Da? Ia fă încă o dată exercițiul ăsta. Deci, e vorba de A egal cu 304, scriem. 342 împărțit la 2. Și egal cu. Vorbește că eu nu știu. 2 în 3 se cuprinde o dată. Da, eu scriu acum, 3 da. Ori 2, 1. 3 ori 2, 1. Rămâne 1. Nu 3 ori 2. 2 ori 1 sau 1 ori 2, 2. Rămâne 1 la scădere. Da. Coborâm pe 4. Coborâm pe 4. 2 în 14 se cuprinde de 7 ori.
2 ori 4, 12. 2 ori 7, 14. Coborăm pe 4. Coborăm pe 4, 2 în 4 se cuprinde de 2 ori. Cât deodată au? 140. Și metoda cealaltă cât deodată au? 147. Același lucru. Și dacă, dacă știu pe ea, mă duc într-un an de relații, da? Da. Și bine, te rog, vorbește. Ar fi 172 + 3 = 33. Pe egal cu 3 minus 172, 1, 10 minus 7, 3 și 2 minus 1, 1. Așa? Deci, 131. 131. Este adevărat? Da. Cât era B-ul? Uite aici. 131. Este același B. A fost mai rapidă ideea asta când am adunat. Da. Decât scoaterea de acolo, dar și pe o parte și pe cealaltă, cert este că este acel, obține același răspuns. Mie mi-a plăcut chestia asta, că le adunăm și deodată se lipezește și mă apare 2 alea. Că eu am văzut aici D minus B. D minus B și se termină cu ei, da? Merg mai departe. Deci noi am făcut, sigur e ieșit ceva acum, dar am făcut prin două metode, da? Și într-un fel și în celălaltul. Este clar același răspuns. Suntem chiar fericiți că am ajuns la același răspuns. Mergem mai departe. Te rog, Stefania. Determinați numerele naturale X care verifică relațiile. Deci să găsim pe cei X care verifică relațiile. Prima relație. Este al doilea ghișitul ăsta, nu? Da. Bun. Deci cine este acel X știind că verifică relațiile? Ia să le vedem. Paranteză rotundă. E punctual, deci, nu? De la 2. 119. Paranteză rotundă, ai zis. 119. Minus 69 minus X. Da. Ținem paranteză rotundă. Da. Minus 17. Da. Egal cu 22. Egal cu 22. Păi putem să rezolvăm scăderea din paranteză. Așa, deci 119 minus 69. Deci zicem echivalent. Vorbește. Avem 9 minus 9, 0, 11 fără 6, 5. Da. Și nimic. Și nimic. Minus X. Și apare 50 minus X. Da. Egal. Cu 22. Mai pune o paranteză? Da, nu. Minus 7. Minus 17, așa? Eu sunt neatent. Minus 17. Eu ziceam să scriem 22 minus 7. Minus 17. 22 minus 17 sau? Plus 17. Plus. Deci e echivalent. Hai să lasă-o așa, lăsați-o așa și până zicem echivalent din nou. Ca să vă fie și mai clar. Nu numai pentru voi, ci și pentru vizitatorii noștri, că acum sunt care ne urmăresc direct și vor să și să înțeleagă și mai bine. Da? Deci cum o să spunem aici? Stefania? X nu 50 minus. 50 minus X egal cu 22 plus 7. 22 plus 17. Echivalent. 50 minus X egal cu 50. 2 cu 7, 9, 2 și cu 1, 3, 39. 39. X egal cu 50 minus 39. Corect. X egal cu 50 minus 39. Care înseamnă cât? 10 minus 9, 1, 11. Așa este, da? Este la 11, da. Bun. Păi, iată că am rezolvat punctul ăsta. Mergem mai departe, trecem la... punctul B. La B. Hai să zicem. Paranteză rotundă. Da. 837 minus 529. Da. Punem paranteză rotundă. Minus paranteză rotundă. Wow. Da. X plus 49. Da. Paranteză rotundă. Mai mare. Mm-hmm. 135. 135. Echivalent cu. Pot scrie, adică o transformăm într-una echivalentă ca și înainte, făcând calculele cele care credem că se pot face. Păi facem calculul din prima paranteză. Exact. Putem face 837 minus 529. Te rog, Cristina? 7 minus 9 nu se poate. 17 minus 9, 8. Am uitat că rămâne 2 minus 2, 0. Da. 8 minus 5, 3. Da, 308 este. 308. Minus, în paranteză, x plus... vorbește x. 4, x plus 49 mai mare ca 135. Corect. Acum.
Stefania, te rog, tine. Ar fi așa, ăsta, scăzutul ăsta, e mai mare decât așa ceva. Hai să adunăm în ambii membri. Pe cine să adunăm? Pe ăsta care e cu minus. X plus 49. Și în stânga, și în dreapta. Deci adunăm paranteza asta. Și în stânga, și în dreapta. Adică plus 40. Adică pe cine adunăm? Pe X plus 49. Așa. Că paranteza e toată asta, da? Deci spunem aici. Adunăm, iată, zice, mă adunăm pe X plus 49. Adică îl punem și în partea stângă și în partea dreaptă. Și el devine, te rog, pe tine, Ștefania? X plus 49. Asta e. Deci rezultă că X plus 49 plus 308 care era? Plus 308 minus. Minus, în paranteză, X plus 49, nu? E așa. Toată partea asta, 300 plus minus X plus 49, era deja. Mai mare decât X plus 49 plus 130. Plus 130. Deci tu, de-aia îi spunem echivalent. Că n-am făcut nicio mișcare care să fie împotriva matematică. Și am adunat și în stânga și în dreapta. Dar acum X plus 49, scăzut X plus 49, cât face? Asta a scăzut? Zero. Deci astea dispar. Că fac 0 la 1 așa și 1 așa, ca și cum am spus 2 minus 2. Da. Ce mi-a rămas? Echivalent. Te rog să vorbești. 308. 308. Mai mare. Mai mare decât X plus 49 și plus 135. Nu mai e nevoie să punem o paranteză. Da? Așa. Echivalent. 308, da. Mai mic. Deci e mai mic? Mai mare. Mai mare, da? Mai mare decât? Mai mare decât? X plus? Ce să facem acolo cu cele două nori? 49 și 135. Le scădem. Nu le scădem, le adunăm. Le adunăm. Îi zici, le adunăm, nu? X egal. Nu X. Să le adunăm aici. Plus, plus. Cât face rezultatul adunării din 49 și 135? Păi 9 și cu 5, 14, 4. 4 și 1. 8. 8. Și 1. 184. Deci 8 sau 9? Că ai zis 9 și cu 5, 14, pe 4 l-am scris. Am tot 1 la 3. Bun, bun, eu sunt atent. Foarte bine. Asta vreau la tine și la fiecare. Tu ești ca cea care conduci, spune. Dacă eu nu sunt atent, voi spune. Nu, e bine că am gândit corect. Deci, face 8, ai spus parcă aici, nu? Da. Da? Și 1 rămâne. 184, da? Da. Deci, iată că am aici așa. 308. 308. Să scriu și eu încă o dată. Da. Mai mare decât X plus 184. Ce să facem acum în ambii membri ca să rămână numai X-ul? Păi dacă mai să scădem 308 minus 184. Scădem la amândoi ca să rămână X într-o parte, da? Deci scădem din ambii membri, scrim aici, scădem pe, deci minus 184 din ambii membri. Am pus bară și minus, înseamnă că deși de stânga și în dreapta. Echivalentul, Cristina, te rog vorbește. Al cu 308. Așa. Minus 184. Da. Mai mare. Mai mare ca 100... Decât mai, X. Mai mare decât X. Plus 184, ca să înțeleagă toată lucrurile. 84. Minus 184. Tocmai am anunțat că am pus minus 184 și în stânga și în dreapta. Trebuie să înțeleagă toți ce care ne privesc. Și acum 184 minus 184 face 0. Și echivalent cu? Ce rămâne? X plus 0. Nu? Da, da. Dacă vrei să vezi din partea asta. Dar hai să facem așa, echivalent și... 308. Minus 184, scădem. Putem face scădere, în 308 scădem pe 184. 8 minus 4, 4. Da. 10 minus 8, 2. Da. 3 minus 1, 2. 3? Da. Nu, 2. 2 corect! Nu te lasă! Atenție multă! Ne-am împrumutat, a rămas mai 2.
Deci 2 minus 1, 1, mai mare decât x. Da? Plus 0. Plus 0, sigur, dar nu are nicio influență, nu? Corect. Și acum hai să citim invers. X mai mic, citim așa, invers, echivalent cu x mai mic decât 124. Este aceeași treabă, dar e văzută din partea cealaltă, da? Ori spun că e 124 mai mare ca x, ori că x mai mic decât 124, e aceeași poveste. Care sunt toți x și mai mici decât 124? De la 0 la 124. Dar și 124? Nu, că nu e și egal. Deci, înseamnă de aici că x aparține mulțimii, nu? 0, 1, 2 și continuă așa până când ajungi la 120 și cât? 123. Excelent. Iată că ne-am descurcat. A fost mai greu un pic ăsta. Dar vedeți, dacă suntem atenți, reușim. Hai să reluăm încă o dată cum am gândit. Așa este a fost edișițiul, nu? Stefania, povestește-ne. Deci mai întâi, ce-a făcut? Am făcut primul calcul. Scăderea asta, da? Te acum urmărește aici. După aceea l-am scos pe x plus 49. Am adunat, plus 49. Și în stânga și în dreapta semnului mai mare. Și l-am pus și în stânga și în dreapta. Și să nu s-o modificat cu nimic. Numai că acum a apărut ce? X plus 49 scăzut, x plus 49 face 0. Și a rămas doar ce? 308 mai mare decât x plus 49 plus 135. Iată că facem 49 și 135 cât calculul, să vedem cât ne dă. Ne dă 184, nu? Și suntem în situația asta. Și acum e momentul din nou frumos. Ca să rămână x-ul singur, trebuie să facă asta 0. Atunci scădem, am zis. Scădem. Pe 184, da? Și îndată 184 plus 184 face 0 și rămâne x-ul singur. În stânga facem calcul, ne dă 124 mai mare ca x, care în final poate fi privită și invers. E așa am venit când vine mai ușor, zic că x mai mic decât toți x-ul. Dar și același lucru este când am zis 124 mai mare decât aceștia. Care sunt aceștia pentru care 124? 124 mai mare decât 0, decât 1, decât 2, decât 3, decât până la 123. Bun. Foarte frumos, ești. Zim alt punct. Punctul 3. Punctul 3. Calculați sumele. Calculați sumele. S egal cu 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 8 plus 30 plus 30. Acum trebuie să facem. Sunt toți. Adică 1 cu 30, 2 cu 29. Așa, că așa a făcut Gauss, nu? Da. Icuțul Gauss. Da? 2 cu 29 de aici, 1 și cu 30 cât face? 31. Da. 2 și cu 29, 31. 3 și cu 28. Și așa mai departe. Și așa mai departe. Deci vom spune primul plus ultimul, 1 plus 30. Așa este? Cum da. Așa grupat. Ori câte echipe s-au făcut aici? Jumătate din numărul 15? Lor. 15? 15. Pentru 30 împărțit la 2. Deci jumătate din numărul cât era aici, da? Ori 15. Dar în loc de 15, poți zic 30 împărțit la 2. Da. Care face tot 15, da? Și egal mai departe, cu formula aceea care spune primul plus, sau zicem 30, pe lângă 30 plus 1, supra 2. Nu? Formula cum este? S, N egal cu N, pe lângă N plus 1, supra 2. Dar noi n-am vrut să o memorăm. N-am vrut să o memorăm. Cristina a venit cu inițiativa, hai să le grupăm, zice. Primul plus ultimul, și aici am judecat
că sunt câte grupe, jumătate de câte numere erau, câte 2, câte 2, nu? Și atunci câte grupe sunt? 15, pe care 15 scrim ca 30 pe 2. Și în final avem răspunsul sumei. Respectiv, putem calcula acum, este 15 aici, vine 15 ori 31. Cristina ne face repede calculul, 15 ori 31 și Ștefania, fiecare lucrați în... Lucrați 5 independent. Ori 1, 5, 3 ori 5, 15. 1 ori 1, 1, 3 ori 1, 3. Trage linie și avem 5, 5 plus 1, 6, 3 plus 1, 4, 465. 465? Ia să vedeți dacă Cristina asta... Ștefania, dacă a greșit, să spui dacă a greșit Cristina. Nu. N-a greșit, nu? Uite, eu deodată puteam să zic. 30 ori 15 fac 45. 3 ori 15, 450. 30. Ca și cum ar zice 3 ori 15. 3 ori 5, 5. 3 ori 1, 3, 45, da? Pun 0, 450. Și 1 ori 15 fac 15. Da. Deci la 450 mai pun 15 și fac 465. Da. Deci de teamul roit este corect. 465 am făcut egreșitul. Mergem mai departe. Altă sumă. Egal cu 31 plus 32 plus puncte plus 205. Acum, ca să aflăm numărul de termen, n. Ne trebuie n, nu? Da, da. Că formula este n pe lângă n plus 1, adică primul plus ultimul, punem aici. 31 plus 205. Așa punem într-o paranteză, mulțim cu, acum nu știu cât sunt. Da, acum că nu sunt de la 1, ca să zicem că sunt 205. Este de la un loc încolo. Cum facem pe noi? Nu la acela cu cine este egal? Cu primul termen minus ultimul termen. Deci din primul minus ultimul? Nu, din ultimul. Așa, zice că tu așa, așa. Era să scriu asta. Împărțit la 2. Deci, de ce împărți la 2? La 2. Împărțit la 1. La 1, că ei sunt consecutivi. Da, dacă ar fi din 2 în 2, împărțeam la 2. Sau dacă ar fi din 3 în 3. 3 împărțeam la 3. Asta vreau să comentați. Da? Așa îmi place cum ai intervenit acum. Dacă ar fi din 3 în 3, împărțeam la 3. Dacă ar fi din 4 în 4, împărțeam la 4. Da? Excelent. Deci, n ăsta este egal cu 205 minus 31. Asta ar fi. Da. Și plus 1. Știți bine, plus 1 se adună. Da? Da? Și 205 minus 31 face... cât face acolo? 174 plus 1, egal cu 175. Așa că l-am aflat pe n, mă duc în formulă și spun ori 175, totul supra 2, nu? Totul împărțit la 2. Așa, știm bine că s-au format grupii de câte și trebuie să împărțim la 2. Și egal mai departe cum? Zim? Ștefania? Cât face adunarea? 31 cu 205. Acum, egal cu 236. 236 ori 175. Totul împărțit la 2. Acum, 236 ori 2 în 17 merge de 7 ori. Da, 7 ori 14. De 8 chiar. A, da. 8 ori 2, 16. Rămâne 1, 15. 2 în 15 merge de 6 ori. Chiar de 7 ori. 7 ori 2, 14. Da. Și rămâne unul rest. Nu-i bun împărțire. Nu cu asta fac împărțire. Facem 236. Asta, că la merge, când la sfârșit este 2, 4, 6, 8, se împarte la 2. Numele pare. Tu trebuia să observi de la început, Cristina, că ne ducem într-un teritoriu minat. Nu se împarte exact. Și acum zice 2 în 2. O dată. 2 în 3. O dată. Rămâne un 1. Coborâm pe 6. Și 2 în 16? 8. Deci vine 118 ori 175. Hai, te rog să mulțim pe 118 cu 175.
am două mulțiri separate. Și sunt comunicat să vedem dacă aveți același rezultat. Să aștept tabla aici, ca să fie cât mai bine și mai corect să fie vizibile pe ea. Ia 118, 175. Are răspunsul? Cât e, Cristina? 26.650. Să vedem ce spune și Cristina. Ștefania. Nu e așa. Nu e răspunsul ăsta, nu? Mi-a dat 20.650. Hai să facem acum împreună. Deci 118 ori 175. Și zicem, urmăiți calculul. Ștefania, te rog să vorbești. 5 ori 8. 40, 0, 4, 0, 5, 8, 1. 1 ori 8, 1 ori 1, 1 ori 1. Tragem linie. 0. Da. 15. Corect. 1 îl adunăm cu... 2 și cu 8 să facă 10. Da, 2 și cu 8, 10. Și cu 5, 15. Și cu 2. Și cu 1. Și cu 1, 16. 6. După 9 și cu... Că am pus-o. Da, da, da. 0. Da. Și... 2. 2. 20.650. Bravo, Ștefania! Vezi? Așa e. Ăsta e răspunsul tău. Da, da? 20.650. Trebuie să aveți forță și să revedeți calculul. Deci nu te-ai lăsat influențată. Ia-o zi 26 și să zici și mie mi-a dat 26. Atenție multe. Faceți acest lucru individual când vă cer pentru că ne controlăm. Da? Tu unde ai greșit? La... Deci... Ai cele trei rânduri, 590, 826 și 118? Da. Nu, am 178 aici. Aici 178. Da, am greșit eu. Da, atenție multe. Nu avem voie să greșim așa să lucruri. Mergem mai departe. Altă sumă. Altă sumă ies. Mai ai vreuna? Da, mai am. Te rog. S egal cu... 5 plus 9 plus 13, da. plus 49 egal cu fiecare face individual. Lucrați, gândiți-vă câți termeni sunt, aici e toată povestea, primul plus ultimul, câți termeni sunt. O să aflăm, să vedem ce răspuns dați. Toți individuale și lucrez și eu, nu? Ca să fie treaba bună.
Cât ți-a dat? 325. Mie mi-a dat 324. Îți s-a stătă și pe Cristina? Da. Mi-am dat 1731. 1731. 1731. Păi noi suntem departe, noi suntem mai aproape, tu ești departe, da? Observi, față de 324, da. Cum mi-a dat mie, ție. Hai să vedem care e adevărul. Poate am greșit eu. Poate am greșit eu. Deci, primul plus ultimul, nu? 4, 5 plus 4 și 9. Va face 54, nu? Da. Bun. Ori, câți termeni sunt? Trebuie să aflu. Da. Descarpind din 49 pe 5. Și adun 1. Împart la 4, că îi sar din 4, 4. Și adun 1. Și 49 minus 5 face 44. Împărțit la 4 plus 1. 11 plus 1, 12. Da, așa am dat. Bun. Și acum zic, 54 ori 12 supra 2. Că jumătate. 12 împărțit la 2. Care face că 12 împărțit la 2? 6. Da. Și atunci vine 54 ori 6. Da. Și tu ai făcut, cred că ai simplificat pe 54 cu 2. Nu, am făcut 12 ori, paranteză, 49 plus 5, împărțit la 2 plus 1. A, nu mai este plus 1 aici. A, da. Nu, nu mai este. Așa este. Da, deci e corect. Nu mai este plus 1. Să vedem unde e greșitul. Eu am făcut... Deci am văzut că merge din 4 în 4, adică 5 plus 9, adică între 5 și 9 sunt 4 termeni. Da, 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 da. Și am făcut nu egal cu 49 plus 5 în paranteză plus 4. 49 plus 5 sau 49 minus 5? Minus. Minus. Asta e povestea. Minus 5. Deci s-a stricat tot jocul. Da. Da, deci 49 minus 5. A fost bun. Bravo! Așa. Vezi? Dacă avem încredere, lucrăm și independent. Corect. Vădem mai departe. Punctul 4. Te rog. Punctul 4. Cum sună? Suma a trei numere naturale. A plus B. A plus B plus C. Este 3087. Da. Dacă din fiecare se scade același număr, se obțin numerele 1012. Adică A minus 9. A minus un X. X este egal cu 1012. 1012. B minus X egal cu 1022. 1022. C minus X, da, egal cu 1032. 1032. Și acum... Aflați pe A, B și C, nu? Da. Cine e A? Cine e B? Și cine e C? Păi, eu zic să adunăm toate numerele. Dar de ce, de ce îți spui tu asta? Eu nu înțeleg eu. De ce crezi că trebuie să le adunăm? Păi, ca să... N-ar fi mai bine să le scădem? Iată, e o idee. De ce ți-ai propus tu? Trebuie să fii puternic și spui, le adunăm pentru motivul ăsta. El a zis să scadă, scadă. Dar de ce o fi zis să le adunăm? Ce motiv are? Păi, ca să... Să folosim care relații? Care relații ți-a sugerat ție că ar fi bine să le aduni pe ultimele? Deci care relații ți-a sugerat ție să le aduni pe ultimele trei? Prima. Asta a prima. Prima, că vorbim de A plus B plus C. Da? Da. Și după... Și o vedea ce va ieși. Da. Deci faptul că le-ai văzut A sus A plus B plus C, îi sugerează ei că să adunăm cele trei relații, membru stâng și membru drept. Da? Și o să avem
te rog să vorbești, Ștefania. O să te... Nu. Scrii din stânga. Vine așa. A minus X. Primul minus. Vine așa. A. Da? Așa trebuie să facem. Ca să înțeleagă tot omul. Să înțeleagă tot ce. Adică adună membrii stângi de o parte, membrii din stânga de o parte și din dreapta de o parte. A minus. Și X. Plus. Plus. A minus. Nu, plus. B minus X. B minus X plus C minus X egal cu 3 mic. Deodată vrei să adun, da? Păi... Trebuie să le adunăm? Și acum, 1002. Așa vreau să scrii, 1012 plus, ca să înțeleagă toți. 1022. Corect, 1022. 1032. Plus 1000... 32. Cine dă? Echivalent cu? 2, 4 și cu 2, 6. Hai să scriem echivalentă cu. Adică egalitatea asta o scriem încă o dată și scriem ce este în stânga. Ce avem în stânga? A plus B plus C. Da. Deci avem A plus B plus C. A plus B plus C minus? Minus 3 ori X, nu? Da. Minus de 3 ori X. A plus B plus C minus 3 la X. Ce este? Separație prima întâi? Nu e nimeni acum. Da, mai funcționează. Mai funcționează, dar nu astăzi. Mâine, cred. Ok, mulțumesc frumos. La revedere. Zi bună. La salut. Deci vine A plus B plus C minus 1X minus 2X și minus încă un X. Câți de X trebuie să scădem? 3 de X. Deci A plus B plus C minus 3. De X, 3 ori X, egal cu cât o dat la adunare când am mai fost toate. 3.000 și... 3.000. Deci 1, 2, 3.000, da? 3.000... 66. Dacă 2 și cu 2, 4 și cu 2, 6. 3 și cu 2 și cu 1 și face 6. Deci 6.000... Nu 6.000, 3.000... 66. 3066. Dacă 3... Acum, să scriem echivalent. Echivalent cu 3087. Asta, ca A plus B plus C știm cât este. Da. E dată negreșită. 3087. Minus... Corect. 3087 minus 3X. Da? De 3 ori X și fac 3066. Și acum putem afla 3X-ul? Da, 3X egal cu 3... Ăsta a scăzut ăsta. Da. Deci de aici rezultă că 3X... Da? Deci avem că 3X este egal cu 3087 minus 3066. Și egal cu... 21. Face 21, e bine, Cristina? Obținem, da. Face 21. Obținem 21. Acum 21. X-ul va fi egal cu? X egal cu 21 împărțit la 3. 21 împărțit la 3. Care înseamnă 7, da? Da. Și dacă îl știu pe X, pot să-l aflu pe A? Da. A. A va fi egal cu, din prima din relația asta, A egal cu? Cu 1012. Da, tot. 1012 minus... Plus? Plus, așa. Plus X-ul, da? Egal cu 1012 plus, plus X, adică plus cât? Plus 7, ca să mai pierdem timpul. Egal mai departe cu? Egal cu 1019. Am scris și eu prost. 1022, da. Plus 7, ba da. Pentru B, da? Da. B-ul va fi egal cu 1022 plus 7 și egal cu 1029. Și la ce? 1032 plus 7 egal cu 1039. Și am găsit și pe C. Iată că am aflat pe A, B și C. Păi, vedeți odată și spuneți-mi unde v-a plăcut vouă cel mai mult. De toate exercițiile. Dar de negheșițiunea să le acum.
Da, deci urmăriți. Deci vă urmăriți să spuneți unde v-a plăcut acest exercițiu acum. Care a fost momentul plăcut și de ce, să zicem, l-ați percuta voi?